etapa de adio din Ecuador, nu se putea desfășura pe orice traseu. Na. Misiune după misiune, oraș după oraș, vom merge chiar pe la Ruta del Sol. Drumul soarelui. Este ruta care a inspirat numele acestui sezon. Da. Vorbim de un drum străvechi ce unea triburile indigene din această regiune însorită cu plajele spălate de valurile Pacificului. Wow! Un drum comercial de coastă, vechi de mai bine de 3000 de ani. Pregătiți-vă pentru încă o cură de esență tare. Vamos a la playa. Diferite credințe, culturi și tradiții, dar toate sub semnul aceluiași zeu. Inti, soarele. Ne luăm adio de la o etapă de foc și intrăm în alta, sunt convins. La mine n-a ținut asta cu plaje mirifice, cu ceva mirobolant. Nu, astea doar le vezi, n-apuci să le și miroși. Romică! Asta Romică. Era al meu. Dar n-a fost să fie. Și ce ne bucurăm că n-a fost să fie. Și eu mă bucur. Apropo, Romica și Cătălin, eu sper că sunteți pregătiți să aflați prețul pe care trebuie să-l plătiți pentru că soarele va ierta. De data aceasta, handicapul nu o să-l ghiciți. El vine odată cu... Vine odată cu soarele care va ierta. Ne așteptăm să cărăm ceva. La cursa pentru ultima șansă am fost la crocodili. Să cărăm ceva... Bine, aici la America Express se poate orice. Să care un crocodil, să care o maimuță. Mamă, ce-o fi? Ce crezi că e? Să sperăm că le dau ceva greu, că ca să... Nu foarte greu, să nu le fie chiar imposibil. Să fie ceva de ținut sub braț, așa, mult timp, ca să le dea puțin și pe la coaste și puțin pe la mânuță. Ia să vedem handicapul. Sosește handicapul. Două motociclete? E cineva din țară? Cine? Mi-am crescut motocicletele astea vine două. Cineva. Cine? Vine poliția? Oh. Cine? Ce apare de nicăieri? O mașină cu security, frumos. A venit cu escortă. Deci chiar e o persoană. E și normal. E o persoană. A venit cu Giovanni, șeful securității. E un porc. E o valiză. A venit cu un troller. Și ai cineva. Ce ziceai tu? Fii atent. Deci nu pot să cred așa ceva. Cred că era, nu știu, nu ca ultima persoană la care mă așteptam. Nu mă așteptam. Băi, popă, deci v-am spart. Șoc și groază. Păi, deci nu mă așteptam la asta în viața mea. Hello. Bine ai venit, Ana Maria. Ana Maria Prodan. În America Express. Ana Maria Prodan cu un tita mai geamantan. Mamă! Iubita mea! Sincer să fiu, am avut o mare bucurie pentru că eu o cunosc de foarte mult timp pe Ana Maria, de când era puștoaică. O știu de când avea 15 ani! Bună, bună! Ana Maria, de unde până unde? Venise toată aranjată, cu cerceluși, cu inele, cu brățări, cu ceasul scump la mână. Vezi că are cartier pe mână. Da, tot cartierul are pe mână. Tot cartierul are pe mână, păi da. Și Ana Maria Prodan a reintrodus maioul tetra în viețile noastre ale tuturor. Credeam că l-am îngropat odată cu anii 2000, dar iată... Ce tare. Ana Maria a venit ca să vă ajute sau ca să vă încurce? Cum toată lumea știe, Ana Maria Prodan este o femeie foarte puternică care te pune la punct doar când te uiți la ea. Arată țiplă femeia, nu știu câți ani are, dar oricum își are 20 de ani. Chiar sunt curioasă ce o să se întâmple astăzi cu această echipă. Eu cred că Ana Maria a venit să ne ajute. Ea e bombă. E... Cu siguranță vin la greu. Știu ce mă așteaptă, adică na, am văzut toate părțile din America Express și din Asia Express și dacă m-am înhămat, trebuie să o duc până la capăt. Ana Maria, trebuie să stai lângă ei, luați-o în echipa voastră, vă rog. Cu tot cu troller. Este o doamnă, trebuie să aibă tot confortul și tot bagajul cu ea. Așa că... Tu știi că eu, mie îmi place luxul. Știu. Aveți grijă. Avem lux aici. Am și vorbit.
Ea o să stea cu voi până mâine la imunitate. Doarme unde găsim noi, doarme... Exact. Ce dar trebuie, trebuie să găsiți un pic mai bine de data asta, cred. E mai greu decât e până acum. Adică e un om în plus, un om în plus, o gură de hrănit în plus. Și asta e și fițoasă. O să vrea din alea, cu din aia, cu aia. Poate ne lipim și noi cu ea la un loc. Care ar fi problema? Poate e un lucru bine, bun. Atunci, mă rog, Doamne ajută. Nu, dar o băgăm pe ea așa. O să spun, suntem împreună cu ea. Și dacă vreți să ne luați și pe noi, dormim pe colcion. Cu Romica mă știu de când sunt mică. Îl cunosc super haios, îl cunosc când se distrează, îl cunosc aproape în toate ipostazele. Sunt ani în care noi am stat împreună. Oh, bine ai venit. Bine te-am găsit. Cum să te las? Mă gândeam, Doamne. Deci, dragilor, cum spuneam, înainte de a pleca din Guayaquil, vom aduce un omagiu Perlei Pacificului. Așa cum mai este numit acest oraș. Orașul artelor. Oh. Ne aflăm în The Music Plaza. Ce frumos! Una dintre cele mai frumoase piețe ale metropolei, cu un nume atât de special, Guayaquil. Nu vă dați seama, dar stăm pe o chitară. Chiar că. Ce tare. Această faleză are forma unei chitări. Când au sosit conquistadorii, aici era teritoriul tribului Huancavilca. După mulți ani de bătălii sângeroase, triburile au fost nevoite să negocieze. Căpetenia tribului, pe numele lui Guayas, și soția sa, Quil, prea frumoasa Quil, au fost capturați, legați în lanțuri și torturați. Guayas nu a vrut să-și vadă soția suferind, așa că a oferit în schimbul libertății lor toate comorile tribului. Dar cum i s-au scos lanțurile, a pus mâna pe o sabie, a ucis-o pe loc pe Quil, soția sa, înainte de a-și lua viața, Guayas s-a spus: aceste ape, pentru câteva clipe, se vor înroși de sânge, dar eu și Quil vom merge în Țara Soarelui, unde vom străluci pentru totdeauna. Wow! Romeo și... M-a emoționat puțin povestea și doar că misiunea de astăzi are legătură cu această poveste. Pentru că tot timpul după poveste minunată a Irinei... Începe și o misiune la fel de minunată. Da. Hai. Să înroșești apa de sânge. De data asta însă, povestea lui Quil și a lui Guayas trebuie să aibă un final fericit. Așa că mi-am chemat niște prieteni ca să începe misiunea. Tot din România? De data asta nu. Mamă, ce amenințători sunt. Hola, señores. Hola. Hola. Conquistadorii. Mamă, stai puțin că e groasă. Ce crede că ne batem? Nu știu. Stai să te poți gândi la orice în America Express. Câte unul dintre voi... Ia, ce rău. Sau câte doi dintre voi... Okay. Sunt Ziana. Vor fi legați. Ce? Cu lanțuri. Cu lacăt. Cu chei. Okay. Ceilalți vor trebui să meargă prin zonă pentru a afla niște răspunsuri la niște întrebări. Aceste întrebări au legătură cu acest oraș, cu artele, cu drumul soarelui. Wow! Ce-mi plac probele astea! Știți spaniola? Când aflați răspunsul la toate aceste întrebări, veți putea să vă eliberați partenerul. Tot încrederea că mă eliberezi. Sau partenerii, în cazul vostru. Te duci tu, da? Da, la mulet am tot 1000 de ani până am știut că... Va trebui să-mi spuneți cine va fi cel legat. Eu merg. Da. Ce repede se iau decizii în această dimineață. Nu m-ai întrebat măcar. Evident, nu puteam să mă duc eu dacă nu sunt atât de bine pregătit așa cum ești. Da. Legată va fi așadar Iulia, Cătălin, Sânziaris, Vlad, Toni. Păi da, că ăștia care habla spaniol. Eu habla... Eu rabla spaniol. Da. Eu rabla... Eu tot mimo să joc cu ei. Pe cine alegi? Să te lege. Din ăștia, pe niciunul, acum ce mai contează? Ăla primul, parcă, cu lumina asta e să parcă... Sau pe ultimul. Aoleu, pe bune. Dacă tu tot pleci, măcar să rămân și eu pe mâini bune. Dar nu înainte de a-i cere Anei telefonul, banii, cardurile, Ana. Ora mea, spune ceva undeva. Sunt încearcă să fac ceva.
Ea a crezut că are deja șezlongul pe plajă, la piscină. Na. Când a zis, ce? Să-mi dau telefonul și banii? Păstrează cardul ăla al tău, ce de la ai tu. Ce să mai poți? Vă fi în siguranță, nu-ți face ăla nicio de grijă. Nu știe nimeni. Pentru mine cea mai mare problemă este să stau fără telefon. Telefonul meu este deschis 25 din 24. Pentru jucătorii mei, pentru antrenori, pentru absolut toată lumea, eu așa i-am obișnuit dintotdeauna. Îl ascunsese, mă gândeam așa că poate uită, că poate uită și prind undeva puțin, puțin să mă uit, măcar să mă uit la mesaje, la... Stai să mai... Lumea de acasă nu înțelege. Tu știi când o știi. Bine, inelele poți să le păstrezi. Nu, cum vrei. Au zis să nu, le mai bine nu. Mai bine nu. Nu ai. Da. Și geanta, bine, avea geanta aia. Pune mulțumesc. Geanta. Sigur. Da. Era un Chanel, avea o geantă Chanel în geamantan. Ce bani făceam cu aia aici? Doar o arătam. Ne construiem o casă. O etaj. Gata, dragilor. Domnilor, seniores, por favor. Nu mă, păi nu, ei vin să mă... Băi, vedeți? Ia uite-le. Domnul mai plinut să nu vă și mănânce. Aici, aici, bă. Ami. Ai grijă cu fata mea. Te-a luat, Iulia. Vezi să nu te mănânce. De asta mi-e frică și mie. Mamă, vă leagă acolo să mă... Deci ai face bine să te grăbești și să-i vezi pe aia deștepți. Salvează-mă repede de aici, de aici m-a strâns prima dată de mânuță așa. Da, de ce de gât, taică? De ce să mă lege pe mine el? Și de gât, parcă eram prințesa Leia, războiul stelelor. Probabil avea un fetiș ceva. Au prăduit-o pe Iulia, săraca. Yeah. Dar de ce? A considerat-o cea mai periculoasă? De ce s-a întâmplat? Probabil, nu știi, s-a părut că îi place să fie mai maltratată sau nu știu. Aqui no se mueve nadie. Tony era cea mai confortabilă. Ea s-a pus pe o bancă acolo în parc și de bancă au legat-o. Ea stătea, leșer, aștepta să vină Ada. Romica, pregătiți? Da, mă, da! Aveți încredere în mine! Dacă vine prânzul, cereți de mâncare! Bun, dragii mei, atenție, da? Da. Hai să nu-i lăsăm mult pe colegii voștri să stea acolo, așa că o să vin să vă împart întrebările ca să puteți merge să căutați răspunsuri la ele. Da, mă rog. Avem întrebări diferite? Of course! Trebuia să aflăm răspunsurile la niște întrebări cam ciudățele, cam punctuale. La prima vedere par destul de complicate. Să completez o frază, să găsesc un grafiti, 11 animale. Par destul de complicate și nu știu unde le voi găsi exact. Da. 3, 2, Alexia. 1... Hai, Laura! Start! Hai, Popo! Baftă! Fugi, ce faci? Go, go, go! Toți!